Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre moneta Energy. În video precedent, subtitlul ofertă 100% reală pentru România, ia $120 gratis. Deci vreau în acest video să explic mai detaliat ce trebuie de făcut ca să primim aceste 100 de monete și în realitate le poți fi 920 de și 200 și 300 de dolari. De ce? Pentru că Coin Market, da, MGG. Este graficul cum crește prețul. Deci prețul crește și crește și crește. Asta ce înseamnă? Că cele 100 de monete, dacă le primiți și nu le vindeți deodată, că tare prețul a fost și 2 dolari la monetă. Undeva. $1.93 dacă vă uitați. Și asta când cursul la Bitcoin era mai mare, acum el a scăzut și prețul a scăzut, dar Bitcoinul va crește până în final. Deci ideea asta e că pentru a primi 100 de monete, deci asta maxim ce se poate de adunat, trebuie de făcut 12 sarcini în interior. Când intrăm în dashboard, în cont, deci sunt 12 task-uri sau sarcini. Ce fel de sarcini? Uitați-vă ele ce sunt. De făcut înscriere la Twitter, de făcut un retweet. Pe urmă mai este ceva. Fiecare sarcină, vedeți cât monete costă. 8, 14, 8 monete de înscriere la canalul lor YouTube. De făcut un like pe Facebook. Pe urmă, care nu le puteți face, nu e obligatoriu. De unit la Telegram, de unit la un grup în Telegram, iar 8 monete. La LinkedIn de făcut înscriere, 8 monete. Un like, un comentariu și un share. Pe Facebook încă 14 monete. Deci, să primesc așa. Că aceste două, poate nu toți le aveți, Reddit și Discord. Dar puteți să faceți înregistrare și pentru 100 de dolari, 200 de dolari, 5 minute de lucru. Acum, uitați-vă, este aici o inscripție foarte importantă. Unde spune că vor primi monetele doar cei care au trimis două poze selfie. Deci o poză unde sunteți cu buletinul în mână. Prima poză care trebuie să o pregătiți, să fie calitativă, să se vadă buletinul și fața. A doilea document trebuie să fie tot selfie, unde sunteți cu o foaie în față. Deci se vede fața, capul și la piept o foaie cu inscripția Energy. Vedeți, această inscripție trebuie să o aveți acolo. Și data de azi când ați făcut poza, de pildă 6 decembrie 2018. Deci aceste inscripții trebuie să fie inscripția Energie și data. Acum trebuie să aveți cel puțin două sarcini din 12 efectuate. Unde acest lucru se vede? Uitați aici, în account. Deci, la etapa a patra, toate aceste sarcini trebuie de îndeplinit și de făcut. Acum, deci, tot mai jos, jos. Scrie că cine nu va trimite pozele și minim două sarcini a făcut, nu va primi monede. Acum, uitați-vă, încă o dată să explic pașii care sunt. Sunt 4 pași. Primul pas, când vă uniți și indicați din ce țară sunteți. Acolo mai este ce mai este. Uitați-vă în acest video. Și eu, deci eu începutul l-am arătat acolo. Acum, la pasul 2, de ce nu o să pierdă timpul? Deci sunt 4 pași. Eu cumva doar am ajuns până aici. Deci uitați-vă. La primul pas, alegeți informația despre voi. A doilea pas este legat cu telefonul. Deci verificarea telefonului mobil. Deci vine un cod din 5 cifre. Deci la mine nu din prima s-a primit. Deci undeva dintre 10 încercare mi-a venit. Deci codul ca tare vine, dar nu reușeam să-l verific. După ce am făcut verificarea telefonului, apare, uitați-vă așa ceva. Deci de la pasul 2, unde a fost telefonul, m-am aruncat la pasul 3, unde îmi spune că trebuie să confirm e-mail. Deci după aceasta vă duceți pe e-mail. Vine un astfel de mesaj, unde apăsați pe confirm e-mail adres și vă aruncă la varianta de a intra în cont, unde intrați cu login, cu e-mail-ul și parola care l-ați indicat la etapa când ați creat parola. Deci asta e la etapa 1 acolo. Acum, după ce am intrat în cont, deja mi-a rămas să fac etapa a 4. Deci acum vreau să vă explic aici cea mai importantă fază, unde, uitați-vă, trebuie să introducem datele noastre. Deci, ca în buletin. Nume, prenume. Și aici, uitați-vă, nouă ne trebuiește un portofel care o să vină banii. Și pentru aceasta, uitați-vă, este și cum de creat portofel. Deci, s-a deschis. Uitați-vă acum. Unde mergem mai departe? Aici sunt două variante de portofele. Sunt portofele. Deci, uitați-vă, Energy are portofelul lui aparte. Deci, el nu e legat cu Bitcoin, nu e legat cu Ethereum. Deci, nu trebuie să le încurcați. Deci, acesta are portofelul lui aparte. Este o monetă aparte. Acum, această monetă e Energy. Se mai poate și dobândită, dar dacă aveți un calculator sau cine se ocupă cu minarea, deci este și așa programe la ei, dar acum merge vorba de simplu portofel. Deci uitați-vă, este portofel în programul Coin Money, care este accesibil pentru iPhone sau Android. Deci dacă aveți programul acesta instalat pe telefon, puteți să luați portofelul de acolo. Cine nu are telefon performant și are programa dată, se poate de descărcat portofelul pe calculator. Pentru asta am tras în direcție download. Unde alegeți careva programă, deci uitați, este program pentru Windows, pentru MacOS, adică pentru Apple sau Macintosh, pentru Linux și mai sunt careva programe de minat. Deci cine are calculatorul puternic și vrea să mineze, să dobânească monedă dată, puteți să instalați pentru calculatorul Windows și Linux programe, dați și le vă dâmbădească moneta. O monetă, un dolar și ceva, deci până când eu cred că merită de minat, dacă doriți, dar este riscul și calculatorul să nu-l pierdeți, dacă e slăbut. Cum? Deci apăsați, se descarcă o programă care o instalați. Deci când o încercați să instalați, Windows poate să vă facă probleme, că și el vede o programă și crede că e virus. Deci trece să de restricțiile la Windows și instalați-o. După ce o instalați, ea trebuie să se regleze. Deci, pentru că programa este de multe făcută, multe tranzacții s-au făcut, ea acum se ajustează. Abia 22% are, dar portofelul puteți să-l găsiți aici. Deci, intrați în direcția a treia de a trimite bani. Și acum apăsați pe butonul acest verde. Unde vă apare portofelul care îl aveți. Și îl puteți copia de aici. Că tare că aici mi-a fost copiază. Unde e adresa. Deci acesta e portofelul care îl copiați. De aici. El nu ne trebuiește. Aici, la pasul acesta. Deci noi trebuie să-l punem aici. Și să apăsăm pe Save. Deci fiecare pas, când faceți, apăsați Save. Eu acum nu o să fac, că nu vreau să-mi stric istoria, căci nu sunt din Marea Britanie. Eu acum video fac special ca să puteți să faceți puteți pași până la urmă ca să primiți aceste monede. Acum, mai jos, grup, uitați-vă. Так, la etapa aceasta, dați să noi traducem. Deci puteți să traduceți. Aici, uitați, aici nu e obligatoriu, aici este completați numai această secțiune dacă ați fost instrucțiuni instruite, adică să faceți acest lucru. Aici nu trebuie. Uitați-vă. Aici deja se începe, unii noi plasăm pozele. Două pozele plasăm aici și selfie care deține ID-ul dumneavoastră de guvern, care arată doar imaginea și numele dumneavoastră. Deci unele date puteți să le stupați acolo. Dacă vă temeți de serie, știu acolo ce e acolo. Dar trebuie să se vadă imaginea, poza pe buletin, care coincide cu poza care o aveți când faci selfie cu dânsul. Deci pentru asta trebuie poza cu fața și buletinul în mână. Deci unele lucruri puteți acolo să le stupați. Care vă par că cum unii se tem că vor face fraude. În cazul dat, asta se face ca să fie doar o persoană care poate primi monedele date. cu acest nume, de pildă, să nu primească că vă folosiți mai multe ori de posibilitatea dată de a lua monetele date. A doilea, selfie, cum am spus, trebuie selfie de tine care deține o bucată de hârtie cu inscripție, cum am spus. Scris corect și apoi traduce el energie, dar e energie acolo e scris și data de astăzi. O plasați. Iar mai jos, deja uitați-vă, sunt 12 sarcini care le îndepliniți. Deci când apăsați pe dânsa, vă aruncă. O îndepliniți. Iar mai jos, scriți ce cere. Deci nume de utilizator Twitter. Și uitați-vă mai jos, aici scrie exemplu cum trebuie să-l scriți. Vedeți? Dacă e scris fără arond, înseamnă că scris fără arond. Unele cazuri cer cu arond, unele fără. Pe urmă, uitați-vă mai jos. Faceți cu Facebook două sarcini. Și scrie că adresa dumneavoastră din Facebook. Și uitați exemplu, vedeți? Adăugați și salvați. Și tot așa toate sarcinile îndepliniți la rând. După ce ați făcut acești pași, citind atent ce se cere, cum în exemplu, în final, după ce ați adăugat și pozele și ați salvat toate, deci adăugați și salvați. Pe urmă, ultima, în final, salvați toate și continuați. Deci când apăsați și ați făcut corect, peste o perioadă îi verifică. Și aici ia în dashboard. Trebuie să dispară inscripția aceasta roșie. În cazul dat când a dispărut inscripția aceasta roșie, înseamnă că sunteți calificat la primirea monetelor date. Iar când se va termina runda, ei vor verifica fiecare persoană de ce nu faceți încălcări de reguli ca să nu fiți pedepsiți. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.